Mariana Floroiu este numele meu. Lucrez aici din 2004. Prima zi de serviciu a fost groaznic. Am crezut că nu voi rezista nicio lună de zile și de atunci au trecut mulți ani și încă sunt aici. În prima zi când am venit la serviciu, era un vernisaj la expoziția lui Dumitru Gorzu. Și când am văzut acele lucrări, am zis, nu trebuie să rămân aici. Venind dintr-un alt domeniu, lucram în comerț. Acum am înțeles mai mult despre artă, nu în totalitate. Acum ar fi totul ok. Toate expozițiile sunt frumoase, aproape toate. Din toate expozițiile învățăm câte ceva. Numele meu este Nicu Ioana, am 33 de ani. Am început aici la muzeu prin intermediul unei prietene. Zice, măi Ioana, eu aș avea un loc pentru tine la muzeu. Zice, știu că ți-e place să socializezi și clar acolo ai cunoaște mai multă lume. Și de atunci, din 2015, de când sunt eu la muzeu, practic am legat o prietenie frumoasă cu toată lumea. Asta chiar mă încântă. Păi, supravegherea pentru mine, pot să spun că asta înseamnă de fapt. Să interacționez cu vizitatorii, să le explic în mare parte despre ce este vorba. Am mai citit și eu, m-am mai documentat, deși neavând funcția de muzeograf, totuși am început să mă documentez, să aflu mai multe lucruri. Și îmi place să socializez, să vorbesc cu ei, să le explic ce au de vizitat, în ce condiții pot vizita, în ce condiții pot face fotografii. Ceea ce m-a frapat pe mine și mi-a plăcut foarte mult a fost expoziția, dar nu mai țin minte exact numele artistei, The Dark Side of the Nature, partea 1 și partea a doua. Mi-a plăcut foarte mult coloana sonoră. Zici că te transpunea practic într-o altă lume, nu știu. Cea mai grea expoziție care am avut-o în toți acești ani a fost Pădurea de Sculpturi. O expoziție foarte frumoasă și foarte grea, dar sunt mândră că am participat la acea expoziție. Pot să spun că am avut mai multe persoane, nu neapărat artiști. În momentul în care vizitatorul vede că tu ești foarte receptiv și îi îndrumi cum trebuie, îi le explici, sunt foarte curioși totodată și sunt foarte, foarte bucuroși. Adică i-am tot invitat și prietenii mei am invitat, la rândul lor au venit prietenii prietenilor. Adică de a invita și de a le explica, practic asta înseamnă, asta văd eu, arta contemporană. Fiecare persoană înțelege, percepe realitatea în modul lui, în mod diferit. Dar ideea este să invităm pe toți la muzeu să viziteze. Copiii, majoritatea, au tendința să pună mâna. Da. Chiar și adulții. Și sunt lucrări care sunt foarte fragile și ne dă emoții atunci. Cel mai mare stres, da. Da. Aceasta este cel mai mare stres. Nu m-aș vedea acum să încep să fac altceva. Cred că trebuie să fii și visător, nu știu, să... Eu una mie, de asta îmi place să vin la muzeu. Cred că sunt un om visător, adică pot să mă transpun în povestea unui persoană sau... Cred că asta... Da, nu știu, așa mi se pare, în general. Adică eu sunt o tipă foarte pozitivă.